Sărășenii sunt invitați duminică la evenimentul cultural intitulat La Târg la Surduc. La eveniment și-au anunțat prezența rapsos populari, meșteri populari, dar și producători de diverse produse tradiționale din comunele sălășene de pe Valea Someșului. Primăria Comunei Surduc și Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj, sub egida Consiliului Județean Sălaj, organizează manifestarea La Târg la Surduc, care va avea loc duminică 26 octombrie 2014, începând cu ora 13:30 la Căminul Cultural din localitatea Surduc. Manifestarea, un târg cultural, aflat la prima ediție, își propune să pună în valoare zestrea culturală și a tradițiilor de pe Valea Someșului. În acest sens, au fost invitați să participe grupuri și ansambluri folclorice, meșteri și rapsozi populari, producătorii de diverse produse tradiționale din comunele sălăjene de pe Valea Someșului.